În data de 13 aprilie, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Cujmir au pus în executare 5 mandate de percheziție în localitățile Braniștea, Guanța și Cujmirul Mic, la domiciliul unor persoane bănuite de furt calificat. După cercetările efectuate, s-a stabilit în data de 8 spre 9 aprilie, 3 bărbați de 19-20, respectiv 26 de ani, au sustras 400 de litri de motorină dintr-un tir, dar și 17 cutii cu produse alimentare din remorca altui autotren, care erau staționate în apropierea unei parcări pe DN56A. Din probatoriu administrat, polițiștii au stabilit că în noaptea de 8 spre 9 aprilie anul curent, trei bărbați cu vârsta cuprinsă între 19 și 26 de ani ar fi sustras 400 de litri de motorină dintr-un autocamion și 17 cutii cu produse alimentare din remorca unui alt vehicul, ambele autovehicule fiind staționate pe DN56A în apropierea unei parcări. În urma percheziților efectuate, polițiștii au ridicat mai multe obiecte ca mijloace de probă. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, cei trei bărbați fiind reținuți pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore.